Proprietarii mijloacelor de transport cu numere de înmatriculare străine pot beneficia de reducere de 70% la vămuire încă o zi. Potrivit Serviciului Vamal, persoanele fizice pot înmatricula vehiculul clasificat la poziția 8703, achitând acciza în mărime de 30% până la 31 ianuarie inclusiv. Potrivit instituției, în perioada 1 iulie 2023-29 ianuarie 2024, persoanele fizice au solicitat plasarea în regim vamal de import a 11.061 mijloace de transport cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilite pentru anul 2023, aferent mijloacelor de transport cu termenul de exploatare de 7 ani, iar la bugetul național au fost încasați peste 317 milioane de lei. Totodată, Serviciul Vamal anunță că la cererea persoanelor fizice care au introdus mijloace de transport în regim vamal de admitere temporară și au fost distruse sau vândute la piese, în perioada de referință au fost vămuite 1.477 mijloace de transport cu achitarea plății unice în cuantum de 15.000 de lei pentru fiecare mijloc de transport, cu eliberarea formularului tipizat TV14.